Salutare oameni buni, eu sunt Ștefan Mira și în următoarea oră vom vorbi în cadrul Sony Days despre soluții de vlogging cu nimeni altul decât Gabriel Barna, care stă acolo și zâmbește. Stai că în, în, încă, încă nu ești și tu, sunt doar eu. Iau numai eu, Lauri. Așa, tu rămâi acolo. Uh, au fost trei ediții de live una cu Danca Dar luni, alta a fost cu Magda Constantin miercuri și azi vineri, sfârșit de săptămână, iată-ne din nou live. Au fost patru ediții de Sony Days, vor mai urma încă două, dar am să vă zic mai la final așa ce se va întâmpla în două săptămâni. Dar până atunci, haideți să vorbim totuși despre soluțiile de vlogging. Stai puțin, ia să-l vedem și... Ole! Salutare! Ole. Gata, sunt. Gata, Ieși și tu, ieși și tu. Bun, mă bucur să vă revăd în super live-urile astea despre vlogging și echipamente de vlogging. Că știți că de fiecare dată când e o discuție de echipamente de vlogging, îmi place să intru acolo în discuție. N-am cum, trebuie să fiu, să fiu prezent, ca să zic așa. Și am astăzi o cameră, ca să o numesc așa, sau să zic că ar fi în momentul de față, din punctul meu de vedere, regina vloggingului. ZV-10 de la Sony, o cameră extraordinar de practică. O să vorbim despre ea și despre Sony A7C pentru cei care vor mai mult. Pac, a făcut și focusul, gata, a făcut și focusul. Da, Focus, face nu? instant. Așa, face instant. E Sony A6400 acolo la la comandă, ca să zic așa. Și începem cu ZV-10 care m-a cucerit M-a cucerit de cum am testat-o. Îi spuneam colegului de la F64 că dacă nu scria aici pe ea, e un biletel pe care scrie, te rugăm să o returnezi. Dacă nu scria, te rugăm să o returnezi, nu mai returnam. Dar în orice, în, orice, în orice caz, e camera care o să mă însoțească pe mine pentru că după ce o returnez pe asta, îmi cumpăr și eu una. Vorbesc foarte serios, adică nu e reclamă, nu e vrăjeală, nu e nimic. După ce trebuie să returnez semplul, o să-mi cumpăr una pentru că este extraordinar de practică și de comodă. E uh, primul lucru uh, pe care uh, așa, mi-a apărut ceva peste mine. Da, 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 E primul lucru pe care îl caut la o cameră de vlogging, să fie practică și comodă. Uh, vorbesc foarte mult despre echipamente de vlog, despre setup pentru vlogging uh, și oamenii, mai ales când sunt la început, tot timpul caută soluții simple. Nu, nu am nevoie de lucruri extraordinar de complicate Că mulți vin și zic Dar să aibă și aia, să aibă și aia Poate întreabă, nu știu, un videograf de evenimente Și el evident face lucruri mai avansate Ca să zic așa Și începe să-i să complice Cu, trebuie și nu știu ce obiective trebuie și nu știu ce microfoane Și toate lucrurile complicate Și lucrurile în realitate sunt mult mai simple pentru vlogging Și atunci camera asta Tocmai de asta este asta motivul pentru care uh, M-a cucerit Pentru că este extraordinar de ușor de folosit Aș vrea să salutăm puțin oamenii care sunt pe chat, îi văd pe cei de pe YouTube, salutare Andrei Mănescu, Laura Cornea, F64, e aici echipa în spate, eventii personale, salutare, salutare, nu știu dacă văd și oamenii de pe Facebook în momentul da, da. de față, așa, dar trebuie să-i salutăm, dacă aveți întrebări în seara asta știți că puteți să adresați oricând întrebările. Hai să vă spun principalele... Elemente care m-au -au cucerit la camera asta. Am avut uh, ZV1, a fost înainte de ZV-10, care e o cameră extraordinară. Dar ZV-10 a adus niște lucruri super, super importante, din punctul meu de vedere. Primul lucru pe care îl vede toată lumea este faptul că poți să îi schimbi, stai așa că face focus-to pe mine, faptul că poți să-i schimbi obiectivul, da? Pac, frumos, îi pui alt obiectiv dacă ai nevoie să schimbi obiectivul. Acum, pentru uh, anumite tipuri de vlogging, e bine pentru că la început poți să-ți alegi obiectivul potrivit. Foarte mulți îmi spun, zim, cea mai bună cameră pentru, pentru vlogging. Și e greu să-i spui omului pentru că trebuie să intri în discuția dar zim ce vlogging, ce filmezi, ce faci cu ea. Că uh, unele să ai un vlog, spre exemplu, să faci un curs, un, un cadru cum e ăsta, stau în fața camerei și vorbesc și camera e pe trepied, poți să-ți iei un obiectiv, spre exemplu, care nu are stabilizare și filmezi în dor și ai nevoie poate și de un F mic pentru că e o lumină artificială și evident ai nevoie uh, de un pic de blur și așa mai departe, sau poți să faci travel vlog unde ai neapărat nevoie de stabilizare. Și avantajul la camera asta este că îți alegi body-ul care e foarte, foarte bun și totodată poți să-ți alegi și obiectivul în funcție de ce faci tu. Lucru extraordinar de important. Uh, obiectivul ăsta de kit cu care vine uh, 16-50 3556, obiectivul ăsta, are, să zic așa, cam tot ce trebuie pentru aproape, de fapt pentru orice vlog, cu câteva lucruri de gusturi și de pretenții, ca să zic așa. Adică având F-3556 pentru cei care vor un blur super, super mare, aici ar putea să aleagă, să, aleagă, să zic așa, alt obiectiv. Dar obiectivul ăsta de kit, are stabilizare optică, are zoom, are super autofocus, are tot ce-i trebuie. Și un obiectiv pe care, da, putem să-l folosim la orice orice tip de vlogging. Încă o dată, excepție făcând cei care vor un F foarte mic. Dar un avantaj principal, ăsta ar fi la camera asta, faptul că poți să-ți alegi obiectivul potrivit pentru tipul tău de vlogging. E foarte important să întrebăm înainte și să știm ce ce vrem, ce facem. E foarte important să ne gândim. Dar acum, e... acum te întreb. Cred că se pretează cam la orice tip de vlogging, nu știu, hai să zic, faci cooking, te ajută? Da, clar, orice tip de vlogging, am zis doar pentru cei care au pretenția asta de F mai mic de 3.5. Da. Acolo, da. Dar mai, da. mai ai și știu că are o opțiune ca să ți blureze în spate. Da, are ajungem și la asta. Stai, stai puțin. Stai puțin. Stai uh, puțin. După partea de obiectiv, am făcut niște teste, o am de o săptămână jumate, cam așa, o săptămână jumate, poate cred chiar două, nu mai știu exact, cred chiar două, cred că sunt, și am făcut niște teste într-o zi, am avut răbdare, că sunt teste mai greu de făcut pentru că ți-au vrut vreo trei ore. Am făcut testul de căldură, de încălzire, să văd care e treaba, pentru că înainte, acum ceva timp, erau probleme, mai ales când vorbeam de filmări lungi, nemai având limită la filmare pe camera asta, pentru că nu avem limită de filmare, nu știu, 15 minute, 29 de minute și așa mai departe. Am vrut să văd care e treaba cu, cu heating -ul. La Full HD, 60 de frame-uri, am filmat o oră și 40 continuu până s-a terminat bateria, nu mi-a apărut deloc chestia aia de alerta de, de căldură, camera era evident dacă pui mâna pe ea e călduță, puțin, că orice cameră dacă trage o oră 40 e puțin călduță, că funcționează. Iar la 4K nu s-a încălzit, n-a apărut alerta de căldură, în schimb s-a terminat bateria mai repede, a ținut o oră și 14 minute, cam așa. Și acolo s-a terminat bateria. Deci la căldură nu avem probleme, asta pe setarea, avem o setare undeva pentru alerta de căldură pe standard și pe high, pe standard a fost pentru că dacă o dăm pe high, nu, nu se închide indiferent cât s-ar încălzia. Acum, na, mult zic hai să nu pun high ca să nu afecteze camera. Nu se topește camera, nu se întâmplă absolut nimic. Este doar o funcție de protecție să nu, nu știu, te ardă la mână sau ceva, dar nu are cum că ajunge până acolo camera asta. Vă spun că de asta am și făcut testul pentru că uh, m-a interesat foarte mult pentru live-uri. Eu, făcând live-uri, m-a interesat foarte mult să văd dacă duce un live de două ore, de trei ore. Și am lăsat-o și în live, așa cum fac cu a 6400. Am lăsat-o în live, în stream de ZOBS, să funcționeze conectată prin HDMI și l-a încărcat în același timp. Am lăsat-o trei ore și n-a avut nimic. Lucruri foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că mulți o vor alege pentru streaming, pentru live-uri. Și. Uh, sunt unele camere care au problema asta, indiferent cu o ții prin HDMI, indiferent cu o ții prin uh, cablu. O întrebare, dacă îmi permiți. Ai nevoie de placă de captură la camera asta? Uh, poți să -o, o funcționează direct prin USB, pentru că acum are și mufă USB-C și conexiunea e mult mai bună. Poți să o folosești prin USB-C, dar atenție, ai o rezoluție puțin mai mică. Nu că ți-ar trebui 4K pe stream, că nu prea face nimeni streaming 4K. Nu prea duce bine nici serverul de la băieții unde faci live-ul, ca să zic așa, 4K, -ul. plus că -ți trebuie un net din ăla și calculatorul și toate cele, dar nu ai nevoie, nu prea face nimeni stream 4K. Ai o rezoluție puțin mai mică, poți să-i faci scale-up la, la Full HD, nu e nicio problemă, dar poți să o folosești evident și prin, prin placă de captură. Sunt fan ambele variante, prin USB țin să menționez că e un pic, un pic mai mare lag, adică trebuie să reglezi tu sunetul și imaginea să fie în sincron și așa mai departe. E o chestie de o setare, nu e nimic complicat, dar USB-ul în sine nu are capacitatea de transfer cum are o placă de captură. Și atunci, da, este puțin uh, latența mai mare, dar funcționează impecabil fără probleme. Am conectat-o USB-C, uh, vine cu USB-C în pachet. E cam micuț cablul, dar <laughs> nu cred că e o problemă ziua de azi de un USB-C mai lung asta e lucru vis-a-vis -vis de uh, o chestie fizică care m-a interesat din prima. Căldura, dacă cum se încălzește. E foarte important pentru că altfel nu o să poți să folosești camera pe termen lung. Nu se încălzește, mergeți cu încredere. Al doilea lucru care mi-a plăcut, bineînțeles, ecranul ăsta... Uh, stați Așa, să, să și aprinde ca să și vedem. Pac. Ecranul ăsta într-o parte. Da? Nu, mai, nu e ecranul sus, să zic că la 6400, lucru care uh, era puțin deranjant dacă ai fi vrut să pui și un microfon sus. Vorbim imediat și despre microfon, că microfonul de la camera asta e ce trebuie, ca să, uh, ca să zic așa. Dar uh, faptul că e ecranul lateral e un lucru foarte, foarte bun. Uh, acum, știi cum e, uh, ține de practică, nu trebuie să ne lăsăm duși de val și să ne uităm în ecran în timp ce facem vlogging, pentru că și dacă e sus, și dacă e în lateral... Se vede oricum că nu te uiți în obiectiv. Dar <laughs> pentru control, uh, ecranul e mai ok din punctul meu de vedere să fie în, în lateral. E un display foarte, foarte uh, bun uh, și solid. Ia, face focus. A, ah, gata. Face, Așa. face. Na, mai, mai pleacă. Uh, 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 e un display solid, n-ai nicio problemă. Se închide camera automat în momentul în care închizi, închizi display-ul. Iarăși ceva destul de drăguț și destul de interesant, pentru că nu mai trebuie să mai stai cu butonul. Ești undeva afară, ai închis a închis display-ul și s-a închis camera automat. Uite, tocmai s-a închis. Știi? Și când deschizi display-ul, apă, s-a a pornit camera. Asta, uh, pentru cei care fac, fac vlogging, până nu faci vlog, uh, nu-ți dai seama cât de importante sunt lucrurile astea și cât de mult contează. Deci, da, mă se închide, dar poți să dau și de buton. Dar când ești undeva și mai ales dacă faci. Uh, un vlog din asta, când ești pe drum sau să zic așa, ești plecat sau faci run and gun, toate lucrurile astea contează. Toate lucrurile astea contează. Păi cam și... despre asta este vorba la, la vlogging, că e run and gun și până la urmă trebuie să te gândești păi... că ai nevoie de o cameră care te ajută și este destinată, da, made for vlogging. <laughs> da. Despre <laughs> asta <laughs> e vorba. <laughs> da, la... da, da, da. <laughs> Sunt multe discuții și văd multe discuții de genul dacă ar fi avut și nu știu ce și dacă ar fi avut și nu știu ce și era camera perfectă. Păi dacă ar fi avut și nu știu ce și nu știu ce, ar fi costat cât asta, cât așa de ce Adică ajunge și la discuția de buget și așa mai departe. Ea are, are, o menire, ca să zic așa, e făcută cu un scop, este făcută pentru vlogging. Nu putem să, să zicem, îmi iau o cameră de vlogging, run vlogging, și poate, păi, mine știu, eu fac și un film pentru Netflix. Că merge tot. E chiar așa treaba. Adică trebuie să ne dăm seama despre ce e vorba. Și mai ales dacă suntem la început. Uh. Poate numai dacă faci un Blair Witch Project, dacă îți mai aduci aminte de, de film. Da. da. Să faci o chestie de genul, nu știu. Bine, eu nu cred că aia era făcută cu o cameră de-asta, știi? Era făcută. Să, să ai impresia că e tras cu genul ăla <laughs> exact, de cameră. Exact. 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 Uh, avem un pic câteva întrebări aici. Da. Și am văzut uh, pe YouTube. Uh, Eu te-am lăsat pentru că uh, tu când începi. Deci când începi <laughs> n-ai buton de oprit. <laughs> nu, no, oprești Dar de, n-ai decât butonul de on și apoi dacă trebuie să te oprească cineva, trebuie să apăs pe buton că altfel nu te mai oprești. Este un bun. lucru foarte bun. A, oprește-mă uh, dacă. Uh, da, eventii uh, personale întreabă uh, la ce ajută obiectivul 10 18 -10 pentru această cameră. Păi ajută în primul rând pentru că este destul de wide. Tu dacă stai cu camera în mână așa, nu trebuie să te întinzi așa ca să intri în cadru, să arăți ca Superman când zboară, știi, ești ăla așa. <laughs> Ai și tu poziția corpului normală, că foarte mulți... Uh, Asta e o problemă de obicei la telefoane, știi, telefonul în mână și trebuie să te întinzi foarte mult și arăți așa, știi, tu în filmare ești cumva, dacă ai și mâna mai scurtă, te-ai fript, că arăți, zici că ești agățat de, de, telefon. Și atunci obiectivul ăsta este destul de wide cât să, să fii încadrat bine și ai și un zoom în caz că vrei să filmezi ceva cu zoom. Ceea ce, din nou, chiar și pentru dinamica vlogului, și dacă v-ați uitat la vlogării mari, cu siguranță, știți, ați văzut că în timp ce vorbesc mai dau un pic de zoom, mai dau un zoom out, zoom mai fac o interacțiune cu oamenii. E foarte uh, interesant și foarte important. Și încă o dată autofocusul este extraordinar, ajungem și acolo, dar faptul că pot să schimbi obiectivul e super tare. Spre exemplu, o, pentru stream, pentru live-uri, îmi place obiectivul ăsta pe care îl am acum pe a 6400, este un obiectiv cu F1.4, fix. Și pot să-l pun pe camera asta, dar asta pentru cei care vor să investească, da, pot să fac live-ul la fel de bine cu obiectivul ăsta de kit, n-am absolut nicio problemă, obiectiv care are stabilizare, lucru extraordinar pentru cei care fac vlog. Evident, ăsta și... este, este, este un mare plus față de, dacă îți mai aduci aminte când au început oamenii să facă vlogging, făceau cu GoPro. Da. Majoritatea făceau cu GoPro și știi cum se mișca, cum făceau toate. Acum... Da. Acum, mie mi se pare că au introdus în cutiuța asta așa de multă tehnologie pentru vlogging, încât nu știu dacă mai ai nevoie de altceva, dar asta o să fie o întrebare de la mine, dacă mai ai nevoie de ceva. Mai spre final. Gata? Ajungem imediat. A, te rog, ți-am dat legătura. A, zice, eventii personali în Italia costă 850 de euro complet și 750 doar corpul. Da, la același preț e peste tot. Da, în România. Da. Din punctul meu de vedere, dacă nu ai deja un set, dacă ai un set mare de obiective cu montură Sony e, ok, poți să zici, mi-au doar badiu că am obiectivele, dar altfel ia cu obiectivul de kit. Eu așa aș face. Obiectivul ăsta nu l am, am multe alte obiective cu montură Sony, nu l am și când o să-mi iau badiu, o să-l iau și cu obiectivul ăsta, pentru că îmi place, este atât de mic. Da? Există obiective, uite, poți să iei obiectiv bun, la, uite cât e. Adică în momentul în care Dai că mă vede. În momentul în care am pus obiectivul ăsta pe cameră, deja e mare. Uite cât e pe lângă ăsta. Adică e mare și nu-ți convine când faci vlogging. Indiferent că faci un vlog în care te plimbi pe stradă, indiferent că faci un vlog în care stai în casă, nu vrei să fie camera grea. Este extraordinar de ușor și obiectivul și camera. Și când stai în mână, da, cu, cu camera asta în mână, nu-ți convine să fie grea, crede-mă. Deci, <laughs> nu, o să zici ce bine era dacă era camera ușoară. Și acum, dacă o comparăm cu un telefon, e, e greu, de fapt, de nu prea putem să o comparăm cu un telefon, pentru că nu e același lucru. Imaginea, indiferent ce telefon poate să fie, nu știu ce telefon la da, ultima science. apariție. Da. Exact, rocket science venit acum de la extraterestri. Senzorul, dimensiunea senzorului și optica, nu o să locuiască absolut nimic. Deci, nu, nu pot. Și mai e un lucru care pe mine... Uh, mă, uh, Mă, mă deranjează la telefon și m-a deranjat întotdeauna sunetul. Oricât te-ai chinuit tu să pui microfon pe telefon, nu o să sune la fel. Și mai e o problemă. Când ai telefonul tău da, pe, cu care vorbești, ală, salut, ce mai faci? Când vrei să filmezi ceva, scoate microfonul, montează, pune toate alea, pe el ai tras un cadru, te sună cineva, demontează toate alea, salut, stai că trebuie să dau un WhatsApp, te-ai montat toate, știi? E foarte, foarte complicat. Și dacă ții telefonul simplu așa în mână, de cele mai multe ori acopere aici, ții cu mâna, acopere ori microfoanele, ori miști mâna pe el și se aude hâr-hâr-hâr, se aude așa să zici că miști ceva. Nu e același lucru. Nu e același lucru. Iar camera asta te scoate din orice problemă, ca să zic așa. Uh, zice... Mă mai opresc din când în când uh, okay. să <laughs> mai citi. Oh, ok... <laughs> uh, Andrei, GoPro e genial pentru vlogging, doar ce am comandat ultima versiune de, pe, de GoPro Hero 10 de la 64 este, este o cameră bună, dar depinde ce vrei să faci. Încă o dată, sunt camere de acțiune. Nu o să -o înlocuiască niciodată pe asta, credem-o pe cuvânt. Am făcut eu teste, am teste pe canalul meu de YouTube. Nu este același lucru și nu o să o înlocuiască. Intră cu orice GoPro în low, în low light și. O să vezi o diferență și mai enorm. vorbim, și mai vorbim, <laughs> și mai vorbim. <laughs> exact. Plus partea de sunet, pentru că tu ai GoPro mic, dar dacă vrei un sunet bun, trebuie să-a pus să pui microfonul pe el. Și toate și n-ai făcut nimic. Adică. Da, dacă ai vlog în care tu uh, e skater, biker și trebuie să o pui pe frunte, da, ar fi complicat să pui camera asta pe frunte, știi, adică chiar ar fi complicat. Dar în rest nu se compară. crede am făcut teste și nu, nu se compară, n-aș alege niciodată uh, pentru vlogging un GoPro peste camera asta. Bun, hai să mergem mai departe, uh, că tot a venit vorba de zona de low light. Uh, Sony știm că sunt maestri în ceea ce înseamnă ISO. Da, mergem în ISO 6400 Poate și mai sus Cu, cu body-ul ăsta mic Și cu senzorul ăsta care nu e full frame Și nu avem probleme pentru vlogging Adică tragem în luminozitate scăzută Fără nicio problemă Cu camera asta Încă o dată, pentru vlogging da, nu filme de Netflix Discutăm, <laughs> discutăm uh, Despre altceva uh, Luminozitate scăzută excelentă Pe lângă stabilizarea uh, din obiectiv, dacă există, camera are și o stabilizare digitală. Acum, uh, na, nu poate nimeni să zică că e stabilizarea perfectă, ca să zic așa, dar este și este decentă pentru vlogging, este bună pentru vlogging. Eu am folosit-o cu un obiectiv care nu are stabilizare de la Sigma, uh, un 16 mm F1.4 uh, și poți face vlogging din mână fără probleme, o să fie ok. Dacă te-a pus să sar, să țopăi, să te dai peste cap, se vede că e o stabilizare digitală, pentru că este o stabilizare digitală. Plus că îți face crop. Trebuie să știți asta, adică în momentul în care am activat stabilizarea digitală, avem un crop, că așa se face stabilizarea digitală. O să se face un crop și imaginea cum ar veni se mișcă în afara acelui crop. Dar ea există și funcționează și putem să facem, încă o dată, dacă nu sărim, nu facem acțiune, nu ne dăm peste cap și lucruri din alea super de acțiune, putem să folosim în mână, fără probleme, un obiectiv care nu are stabilizare, doar că o să avem crop. Țineți cont de faptul că, ca să ții camera așa, în mână și cu stabilizarea digitală, ai nevoie, să zic, de un 16 mm sau mai jos, 10 mm. Dacă te duci cu un obiectiv de. 20 de mm și ai stabilizarea, s-ar putea să ți se vadă doar ochelarii, adică se, se face un crop destul de măricel dar tre trebuie să țin, dar stabilizarea funcționează și ok. Uh, partea de sunet. Uh, partea de sunet când, uh, când a venit sample-ul nu știam până să vină, că am, avem și monitorizare pentru, pentru e, căști. E. Pentru. Asta pentru cunoscători. Uh -huh. <laughs> Știu ce înseamnă mufa asta, pentru căști. Pe lângă faptul că avem bineînțeles intrare pentru microfon. Hai să-l pun cumva în lumină, așa că nu, nu cred că se vede nimic. destul de greu. A, așa. A, gata. Pe lângă faptul că avem intrare pentru microfon, avem și ieșire pentru căști. Punem căștile frumos și ascultăm live ce se înregistrează. Și mulți o să spună, dar la ce întrebe -mi trebuie mie, că oricum când vorbesc nu mă, aud, nu mă ascult eu pe mine că nu sunt nebun. Nu, dar poți să ei să faci un vlog și să te filmeze cineva, să faci gen interviuri pe stradă. Sau, nu știu, camera ascunsă, altcineva te filmează. Sau o grămadă de lucruri în care altcineva te filmează, și atunci să monitorizezi sunetul este esențial. Pentru că de multe ori nu știi ce se întâmplă. Sunt multe camere pe care le știu și sunt dedicate pentru vlogging, dar nu-ți arată nici măcar vometru de la microfon pe ecran, ceea ce mi se pare sincer horror. Camera asta are, uite, se și vede. Acum că vorbesc, să mă dau eu așa ca se vadă pe negru, frumos, se vede vometru. Îmi arată. Pot să văd tot timpul pe ecran că funcționează sunetul și care este volumul de intrare. Lucru care pentru orice cameră și pentru orice tip de vlogging este, credeți-mă, esențial. Am pățit-o cu camere mai veche, acum vreo 4-5 ani, să termin vlogul și să n-am sunet. Pentru că nu vedeam și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Și credeți-mă, este îngrozitor. Faptul că ți arată și pe ecran, faptul că ai și monitorizare... Este wow și nu credeam că în body ăsta mic, sincer, au pus și mufă pentru căști. Nu credeam. Până n-am văzut, am zis, nu se poate, știi cum e. <laughs> să văd eu, să pun eu mâna, știi, că altfel nu cred. Uh, Fii atent. Uh. Dă-mi voie să te întrerupt. Gata, am apăsat pe buton. Am apăsat butonul. Uh, Laura Cornea zice, asta vreau să aud, low light. Zim și mie despre low light. Am tras în low light. A, așa, Dacă... că e important asta. Da. Uh. Bineînțeles, prima dată contează ce obiectiv ai pe ea. Da? Una e să ai un 1.4, e... alta e să ai un 5-5-6. Da? discutând de lucruri diferite. Dar obiectivul de kit, vorbim de obiectivul de kit pentru că este e obiectivul pe care cred că o să-l folosească orice începător. Uh, o să fac și un, uh, un clip, un review uh, cu camera asta și o să pun acolo și un sample low-light ca să vedeți exact uh, ce se întâmplă. Uh, am tras în studioul ăsta în care dacă închid luminile e... Bezna. E rău, adică nu ferestre aici, nu, e, e făcut să fie întuneric. Și am tras doar cu lumina de la uh, monitoare, erau monitoarele pornite, monitoarele de la calculator și trăgeam doar cu lumina de la monitoare. Și am tras o imagine bună, dar m-am dus în ISO destul de mult, 10.000, a apărut un pic de noi la ISO 10.000, că na, e, e totuși Hai un senzor mic dar imaginea era bună, utilizabilă. Era utilizabilă, asta e ideea, știi? Dacă poți să utilizezi imaginea până la urmă. Adică imaginea arăta ca și cum aș fi tras cu un telefon super, super bun în casă cu becurile aprinse. Ca, ca, ca să înțelegi, adică e o diferență foarte mare. Dacă ești în apartament un bec din la sus în jumatea camerei, cum, se, <laughs> cum, sunt apartamentele, ai becul a pornit și nu stai în contrajur, evident, te poziționezi și tu să vină lumina pe fața ta, n-ai nicio problemă cu camera asta. Ridici ISO, nu ai nicio problemă. Acum, nu, no, pentru cei care chiar filmează în low light și asta e treaba lor să filmeze în low light, evident că oamenii ăștia vor opta pentru un obiectiv cu un F, da, mai mic, un F, nu știu, 2, 1, 4 și așa mai departe. Uh, mai sunt întrebări? Da, eventii personale nu înțeleg deloc acest crop. Ce? Bun. Mai jos i-a explicat, dar te rog. Noi avem, noi avem cadrul ăsta pe care îl vezi. În momentul în care activăm stabilizarea, voi, va fi cadrul mai mic. Da? Voi fi... E destul de greu să vă arăt, să vă arăt, da, e puțin de zoom, adică acum e așa și dacă ar fi cu, ar fi cam așa, știi, cadrul mai strâns, fac eu acum <răgăt> rapid. Da, ăsta a fost cropul. Perfect, exact. E ca și cum ai da puțin zoom și e cadru mai strâns. Pentru vlogging e important, pentru că, încă o dată, depinde foarte mult de lungimea mâinii tale și o să ai o poziție dubioasă. Dar cropul nu este atât de mare încât să nu poți să faci vlogging cu obiectivul ăsta, cu stabilizarea. Uh, activată cu stabilizarea digitală, dar la obiectivul ăsta nu ai nevoie, eu n-am pornit-o, am făcut vlog din mână cu obiectivul ăsta și nu chiar cel mai nou clip, nu, a fost penultimul clip de la mine de pe canal, e filmat cu camera asta, știi, și a fost filmat aici în studio, în mână, fără nicio problemă, adică nu e absolut nicio problemă dacă ai obiectiv stabilizat, da, nu trebuie să activezi stabilizarea digitală, eu personal aș activa-o doar dacă am un obiectiv care nu are uh, stabilizare. stabilizare no. Avem, așa, la Full HD, asta e o discuție care poate să fie lungă și poate să degenereze, dar uh, sper că oamenii să înțeleagă. La Full HD avem 120 de frame-uri dacă vrem slow motion. Deci există slow motion cu 120 de frame-uri pe secundă. Uh, în rest avem Full HD, bineînțeles, 25, 20, 30 și 60 de frame-uri, avem clasic. La 4K avem 30 de frame-uri. Uh, din câte am văzut, în momentul în care avem pe 30 de frame-uri se face un crop, când avem 24 de frame-uri, e pe uh, pal, uh, nu se face crop. Un lucru ciudățel, dar ăsta e. Uh, <laughs> Acum, oricum... Uh, a zis în... și Dan chestia asta, dar nu e un crop foarte mare, adică... Nu e un crop mare. Da, e uh, un crop decent. Pe destul de Europa, mic. oricum, pal ar trebui să, să filmăm. Dar asta e altă discuție. S -s sincer că acum să fiu, mai contează mai asta? Adică mi se pare că nu era asta digitală. Nu știu dacă mai contează atât de mult. Da. Poate nu pentru mai fluiditatea imaginii. Poate pentru asta. Să știi că sunt camere care nu sunt atât de performante și ai un flicker de rupe că <sus> Nu, nu, nu poți să filmezi cu ea. Astea nu mai au. Da, filmez cu asta, n-ai nicio problemă. Nu mai are nicio treabă. Da? Poți să filmezi liniștit în 24 de frame-uri dacă vrei să nu ai crop, pentru că oricum între 24 și 30 de frame-uri la vlogging nu știe nimeni, nu-și dă nimeni seama, nu interesează pe nimeni treaba asta. Uh, acum, trebuie să ne dăm seama încă o dată că e o cameră de, uh, de vlogging. ce am discuția asta cu foarte mulți vloguri. Vreau 4K 60, vreau... Întrebarea e ce faci pentru vlogging cu rezoluția și cu frame rate-ul ăla. Că n-ai ce să faci. Dacă ne uităm la... Uh, nu știu, hai să luăm 3-4 canale cele mai mari. Te uiți la PewDiePie, full HD. N-am văzut un clip 4K la el. Și cu toate astea are 100 și 100 plus milioane de subscriber. Da? Hai să ne uităm la uh, MrBeast. N-am văzut niciun clip 4K. Cel mai rapid canal, ca să zic așa, peste 60 de milioane. Niciun clip 4K, full HD. Uh, nu știu, hai să ne uităm la Emma Chamberlain. Din nou, 10 milioane plus. Niciun clip 4K, toate. Adică se poate, dar nu are nicio treabă. Oamenii se uită pe telefoane. Da? E, e foarte e, interesantă chestia asta că în ultim, un ultimii ani a crescut rezoluția atât de mult și a scăzut ecranul atât de mult. Știi? Deci consumatorii, consumatorii de vlogging, în mare parte, cred că mai mult de 80% folosesc telefonul. Exact. Și ca dispozitiv de display, știi? ca să se uite. Exact, eu, nu. Eu, eu nu cred că se pune un televizor de 136. Să <gură> se zice, uite, hai să vedem ce a mai făcut asta. Mai sunt, dar știi care e treaba. Și dacă se uită pe un televizor, nu au pretenția, uitându-se la un vlog, să se vadă, nu știu, ca și când te-ai uitat la un film pe care, nu știu, te aștepți să-l vezi tu cumva. Nu ai pretenția asta, pentru că e un vlog și nu asta te interesează. dar și până la urmă, de... e important e contentul. Nu știu dacă este neapărat. Rezoluția, știi? Adică, numărul 1, da. când faci un vlogging, chiar dacă îi pui culinul, așa, 1. Content. Exact. degeaba ai tu o imagine țiplă și ai 8K dacă contentul exact. lasă de dorit, știi? sunt, există câțiva pasionați și canale de pasionați care cu asta se ocupă, despre asta e canalul, despre rezoluții și filmări cinematice și așa mai departe, dar e altceva. Toată lumea se uită la Peter McKinnon și zice vreau și eu ca... Dar despre aia e canalul lui, tu dacă vorbești despre bucătărie. nu interesează pe nimeni că ai tu 4K sau... Hai să fim serioși, că nu, adică n-are sens. Și de asta, plus da, avem un 4K excelent pe camera asta. Da? Să ne înțelegem, avem un 4K excelent. Și uh, e foarte, foarte bun. Încă o dată, nu se încălzește la 4K, poți să filmezi liniștit. Acum, să termină bateria, asta e altă discuție. Într-adevăr, într dar nu cred că poate nimeni să zică altceva despre bateria asta decât că e cam mic. <laughs> adică da, e... Am vorbit și cu Dan, am vorbit și cu Dan, Na, asta este. Oricum, este, o, oricum este mai mare decât uh, predecesorul. Da, îmi pare rău Sony să o zic, dar n-ai ce sa, asta e bateria, e atât Da, de asta ea. este. E micuță. La camera asta, pentru că are un senzor mic și nu consumă atât de mult, v-am spus, Full HD, o oră 40 am filmat. 4K, o oră și 14, mai puțin. Dar să, să știi că există soluții întotdeauna pentru bateria asta, pentru că eu m-am confruntat cu această, să zic, problemă și am un power bank, Adică am un power bank no. după mine. E, și, ăsta și... e avantajul. La camera asta putem... Să avem încărcare prin USB. Stai puțin, Să mă așa. Arată-te, rog, acum A, că am făcut Avem încărcare prin USB. Dacă nu o folosești, nu știu, 15-20 de minute, o pui în rucsac încărcată, conectată la Powerbank și e frate, se încarcă cât să -ți faci câteva cadre. Bineînțeles că cel mai bine este să mai avem 2-3 baterii. Eu am 5. să <laughs> mai avem 2-3 <laughs> baterii. Eu am 15. <laughs> Poți să-ți iei și un încărcător care încarcă vreo 3-4 în același timp, pe care îl țin rucsac conectat la un power bank. Da? Și n-ai nicio problemă. Adică... Da, asta nu știu, întotdeauna a existat o soluție. Faptul că au pus o mufă pe USB acolo a fost o soluție pentru noi. A fost noi. Gândită foarte bine. Da, da, a fost o soluție pentru noi. Deci eu nu aș vedea Uh, nu știu, ca o problemă asta. Și mai e o chestie, păi chiar. E la început, schi, a fost la început, la început a fost să căi că e bateria de pe A72 și eu am A72, am două bucăți uh, Și, na, sincer să fiu, aștept să trec la A73, abia aștept să-mi să vină. Uh, dar, până la urmă, eu m-am descurcat cu Powerbank, sau uite, acum folosesc și este băgat în priză. Adică, există întotdeauna soluții. Da, da, pentru, pentru live-uri și pentru stream-uri și eu am camera, deci pe asta poți să pui pe, pe birou. Am tras încărcătorul tot timpul pe birou plus cablu uh, HDMI, că dacă vrei, vrei să-și încarci cam trebuie să faci cu placă de captură, că na, depinde cu cât faci live-urile de lungi. Dacă ești din una de faci 2-3-4 ore, e mai uh, ok așa. Și atunci dacă faci, da, se încarcă în timp ce nu se oprește niciodată. O lași acolo și n-ai nicio problemă. Nu scade bateria, nu e asta o problemă. Plus că dacă vrei baterie mare, ar fi trebuit să fie și badiu mai mare, ceea ce, credeți-mă, nu v-ar conveni. Adică nu v-ar conveni. Cu rezoluțiile zic că ne-am lămurit. Full HD-ul, din punctul meu de vedere, eu am filmat în ultima perioadă 4K pentru canalul meu și am revenit, acum voi reveni la Full HD, pentru că mi-am dat seama că efectiv uh, am umplut vreo 10 harduri de 4 tera, așa, în jumătate anului. <laughs> aiurea, fără sens, le-am umplut și același lucru, adică oamenii se uită pe o telefon. întrebare, dacă îmi permiți. Acum, eu văd 4K ăla, e ok, pentru că poți să faci și crop. Da. Adică, asta e singur avantaj. Asta e un avantaj. Dar da, până la urmă e un avantaj. Și nu știu, este diferență când faci downscale de la 4K și randezi 1080, se vede mai bine da, ai sesizat să asta? puțin. Eu făceam altceva, cu toate că pare că n are sens. Uh, editam în Full HD, da? Da. filmam 4K, editam în Full HD, făceam cropurile, zoomurile, tot ce am de făcut și randam 4K. Mm -hmm. Și arăta ok, nu prea îți dai seama care e și cum e. Bineînțeles, na, dacă dădeam un zoom din ăla exagerat, se mm. vedea. Dar, încă o dată, în vlog că dai zoom la un Full HD sau că dai la un 4K, pe, nu interesează pe nimeni. Mai A, ales chiar când nu... te uiți pe un dispozitiv atât de mic. Adică... Da, nu mi interesează pe nimeni. 4K, într-adevăr, arată pe camera asta, 4K o arată extraordinar. Are un sharpness super bun, arată, chiar arată super, super bine. De asta mă gândesc că faci downscale și poate se vede mai bine. Eu nu am folosit camera și asta e, vreau să știu de la tine dacă, na, e ok în momentul în care ai făcut downscale. Știi? Da. Adică să tragi 4K da, și da, da. tu randezi și editezi 10-80. Arată foarte bine. Arată da. foarte bine. Întreabă eventii personale dacă vine la pachet cu trepied. Nu vine la pachet cu trepied. Ăsta este un cum să-i zic eu? Mâner, un trepied, un dispozitiv care are și funcție de trepied, are și funcție de mâner, dar are și aici pe el niște Butoane, foto rec are zoom, A, Așa nu prea stă focusul are zoom, uh, un loc, da, un um, stai că mă vede pe mine, <laughs> un loc un buton cu care blocăm toate funcțiile și un C1 aici, un buton pe care putem să-l personalizăm, în momentul Castell. de fapt este pentru funcția asta de aici, funcția de blur. Are o funcție foarte interesantă pentru că putem să activăm funcția aia și să facă el blur în spatele nostru, chiar dacă e obiectivul cu 35. Evident că nu-i blur ca la full frame, dar este un blur foarte ok. Uh, Trepiedul ăsta este separat, este un accesoriu, un accesoriu extrem de practic, care îmi place. L-am arătat parcă și anul trecut sau nu mai. știu. Da, când da, am da. Ultimul chiar, în pauză, chiar în pauză mi-ai zis că în pauză, chiar înainte să intrăm live, uh, mi-ai zis că ți-a salvat uh, viața. Da, uh, deci super ușor are aici un buton apeși pe el și schimbi unghiul. Uh, mai are aici un buton, o, îl faci selfie sau o filmezi în cealaltă parte. Poți să învârți, să învârți camera. Uh, ai zoom, ai direct. Este mega, mega practic. Uh, trepiedul ăsta, să zicem așa. Uh, ce nu îmi place la el, e care un nume <laughs> nene, deci stai așa un pic uh, să-l căutăm. Sony GPVPT2BT, Așa îți zice. Uh, și e 919 lei. Uh, acu, na, poate părea o sumă pentru vlogging, din punctul meu de vedere merită. Merită trepiedul. Iar camera cu tot cu obiectiv, stați să vă zic direct de pe site, camera cu tot cu obiectivul de kit este 4199. Sunt sigur că vă interesează și prețurile de-aia am vrut, am vrut să le și zic. Acum dacă cineva mă întreabă, zi o soluție completă da, pentru, pentru, vlogging, soluția completă e camera asta, cel mai simplu. Și încă o dată vă spun, eu e cum o returnez în comand eu una, pentru că e foarte, foarte comod. Am așa 6400, care e o cameră excelentă. Dar are ecranul sus, nu pot să pun microfon pe ea, e destul de complicat, trebuie să o țin într-un cage ca să pun microfonul pe o parte ne-ai pus cage s-a îngreunat, s-a mărit, e cu totul și tot o altă mâncare de pește. Uh, pentru vlog, efectiv, camera asta, spre exemplu, fac live-uri cu excelent, dar pentru vlog run and gun este soluția perfectă, ca să zic așa. Uh, un lucru pe care nu l-am menționat este microfonul ăsta de aici. Toată partea asta este microfon și vine în pachet și cu protecția asta. Stai să facem cumva să nu mă vadă. Așa protecția asta pentru vânt. Microfonul de la camera asta o să vă impresioneze. Este uh, ciudat, pentru că e mic și e aici, sunt de fapt trei microfoane înăuntru, am văzut, uh, pe schemă. Uh, ciudat că se aude foarte, foarte bine. Nu te aștepți. Când vorbim de microfoane interne, eu tot timpul știți că cei care sunteți la mine pe live-uri și vă uitați, știți că sunt pasionat cu microfoanele și... Uh, și vrei Sunt... să fie sunetul perfect. Da, e, na, e pasiunea mea. Trebuie să fie uh, sunetul bun. E un sunet bun, adică nu-ți. Nu -ți, plus că ai uh, protecția asta pentru vânt, că asta e marea problemă la microfoanele interne. Mă rog, pe lângă faptul că se aud rău, n-ai ce să faci cu vântul. Microfonul ăsta se aude și bine și ai și protecția asta pentru vânt. Evident, dacă stai la 10 metri distanță de cameră, nu mai e ce trebuie. Dar dacă filmezi așa și vorbești, nu ți trebuie al microfon. Poți să cumperi camera asta și nu mai ai nevoie de al microfon și ai un vlog bun, te înțelege lumea, poți să transmiți mesajul fără nicio problemă. Bineînțeles, ca orice microfon, că putem să vorbim de cel mai scump microfon, chiar și de ăsta de studio, care are alt, e dedicat pentru altceva și așa mai departe, putem să vorbim și de astea. Contează și acustica dintr-o cameră, că dacă filmezi în gară și ecoul ăla, va capta ecoul, n-ai ce să faci, că este acolo, da, e reverb de fapt nu e eco, dar da, nu avem ce să facem, este acolo. Dar microfonul ăsta nu are absolut nicio problemă, nu -ți trebuie altceva pe camera asta, nu trebuie să pui al microfon, nu ai de ce. Chiar nu ai de ce. Plus că e atât de mică și de compactă, dacă aș pune un șat gandin la atât, parcă aș strica o mână, parcă nu mai încombine. Ok, când pui un shotgun din ăla de două ori cât camera asta, sunetul s-ar putea să fie cu 10-20% da, mai sus. Că, na, totuși, e un microfon care costă aproape cât camera. Dar nu ai nevoie. Nu ai nevoie. Lucru care la un telefon nu se întâmplă. La un telefon tot timpul ai probleme cu sunetul. Bate vântul, ai pus mâna pe el încă o dată, ți-ai montat microfonul și e complicat că ți-a dat cineva un mesaj sau te sună cineva, dă jos microfonul, dă jos trepiedul, te, da, nu e deloc ok. Da? Și atunci cu asta, cel puțin pentru travel, mi se pare, deci, mi se pare soluția perfectă. Ideală, da. Da, nu are ce să nu-ți placă, adică nu are ce să nu te mulțumească. Ai și 4K, ai și... Uh, Slow motion, filmezi bine și în low light, ai și stabilizare optică, chiar și stabilizare digitală. Poți să faci un blur în spate fără probleme, uh, ai sunet bun, îți arată pe display uh, volumul de intrare v metru pentru cei care știu, în fața aici, în momentul în care înregistrezi. Uh, îți arată și uh, se aprinde un bec, stai să pun un, un carcă, l-am scos, nu știu de ce l-am scos. <laughs> în momentul în care înregistrezi, s-a prins bec. Da? Ai un pleduleț aici care spune că, băi, vezi că filmezi. Lucru iarăși. Cei care n-au făcut vlog și doar vorbesc, nu înțeleg cât de important este să, să vezi că, că, filmează, da? că înregistrează. Sunt foarte mulți care mi-arată camere și mă întreabă, e bună camera asta pentru vlogging și mi-arată camere care nu au display rabatabil. Și îmi pare rău să-i dezamăgesc și să le spun, băi, nu că nu e bună, e o cameră foarte bună, dar nu e potrivită, mai ales pentru tine ca începător, pentru că tu trebuie să pui pe un trepied, să-ți faci un cadru, să dai rec, să zici, Doamne ajută, că nu se întâmplă ceva, nu se termină bateria, nu se blochează, nu se încălzește, nu se termină când se umple cardul, ceva. Plus, Doamne ajută că e cadru cum trebuie, că m-am încadrat și că stau cum trebuie și pe parcurs nu mă, știi, nu plec eu din cadru de nebun. Dacă nu te vezi, e foarte complicat, mai ales când faci singur vlogging. Și toate lucrurile astea contează și camera asta, Chiar cred, cred cu tărie, că nu are altfel cum, adică n-ajungeau la, la rezultatul ăsta. Camera asta chiar a fost gândită și oamenii s-au gândit și au întrebat vloggeri, vloggeri, oameni care se lovesc de, de problemele astea. Au întrebat, bă, ce trebuie să schimb, ce ar trebui să aibă o cameră ca să vă mulțumească pe voi? Și da, au ajuns la rezultatul ăsta. Pare, uh, pare reclamă, pare că zici că bă, o forțează ăsta și prea o laudă, dar n-am ce să, ce să zic de rău, pentru că Pă pentru a, asta hai să discută. facem un disclaimer hai să facem un disclaimer Dar Sony, Sony nevoie că... nu ne-a plătit ca să Oameni, facem la că camera asta că nu ai cu... asta cu domnule ești plătit să zici nu știu ce e o porcărie pentru că oamenii o vor testa și pune mâna. nu mai e capă da, Știi, da și până la urmă la... Mă intri pe YouTube și vezi părerile despre ea adică și vezi testele e, adică e simplu te ui, mă, frate da ok încă o dată, dacă vorbim de ea pentru cameră de filmat la evenimente și de făcut reclame TV, nu e pentru aia, da? Deci o să fie unul care o să zică că, domnule, are Rolling Shutter. Ce înseamnă asta? Adică, când o miști repede, așa, imaginea cumva se. Păi are că -ai, la vlogging nu te deranjează, nu te interesează. Te uiți la Casey stat și vezi că are Rolling Shutter-ul, Dita mai Rolling Shutter. Toate au la bugetul ăsta. Dacă vrei cameră care să nu aibă, ei o cameră care e atât. Costă 30.000 de, de euro, dar nu interesează. ține un nimeni red redic. Țin și, aia, da. și ai rezolvat-o. Puncte despre care să discutăm că s-ar putea îmbunătăți, există la orice cameră. Dacă vrei mai mult, în schimb, pentru vlog, dacă vrei și vlog, și evenimente sau mai faci reclame, ai. Uite, a ce, C din punctul meu de vedere. E. Mă, E același lucru, e wow, ok, nu ai microfonul intern la fel, că ea nu e făcută pentru, efectiv pentru vlog și o să trebuiască să pui un shotgun, nu știu, spre exemplu, un road video micro sau ceva pe ea, da? În schimb, e full frame, uh, e altfel, are stabilizare pe 5 axe uh, în body, e, doar că zicem că e full frame, îți dai seama că e și pentru altceva dar e destul de mică cât să poți să o folosești foarte bine și pentru vlogging. Asta dacă vrei să investești minim triplu, adică doar badiu e aproape de 10.000 de lei plus niște obiective bune că nu o să iei badiu la 10.000 și pui cel mai slab obiectiv și deja ajungi la 15-20.000 de lei, ceea ce e pentru un vlogger mi se pare că e foarte mult. Dacă, repet, nu faci altceva, dacă ești vlogger, dar Ești pasionat și faci, nu știu, reclame, chestii cinematice, evenimente, de ce nu. Da, merită, zici. Iau camera respectivă și fac și, și. Asta pentru cei care vor mai mult și zic, sunt cărcotași și găsesc ceva ce, dacă ar avea, da, da, ZV10 în plus, ar fi camera perfectă. Din punctul meu de vedere, pentru vlogging. N-ar avea ce să-i mai pună Adică singurele lucruri despre care pot să comentez Și am comentat ar fi Da, bateria e cam mică, dar ne-am obișnuit cu asta Și există soluții Că avem ce să facem Bateria e cam mică și în rest Nu prea am ce să, ce să comentez Da, stabilizarea digitală într-adevăr Nu este cea mai, cea mai, cea mai Profi stabilizare digitală Da, poate nu este cea mai reușită până la urmă Dar dacă ai un obiectiv, de asta am zis că întotdeauna există soluții Știi? Exact dacă ai o tip nu trebuie să o folosești. Punct. Nu trebuie să o folosești. Și încă o dată, dacă filmezi tu un cadru cinematic așa din mână cu uh, stabilizare digitală, nu-ți dai seama că e stabilizat digital. Adică nu. Se vede momentul în care începi să faci cu camera, așa, știi? Atunci intră și rolling shutter, intră și toate, că... și cu asta. E același lucru. Nu vă imaginați că dacă iau o cameră de 10.000 de lei și fac dalea cu ea, cei care fi... fac filme, efectiv, sunt niște stabilizatoare monștri în spate, adică spuse pe mașini, spuse pe dolii, sunt puse pe, sunt o grămadă de echipamente ca să facă cadrele Nu vă imaginați că e un băiat cu o cameră în mână în care aleargă după mașină sau <laughs> <laughs> sunt niște chestii complicate, dar noi nu facem lucrurile astea, nu avem de ce să facem lucrurile astea. Uh, un alt lucru, spre exemplu, pe care pot să-l compar cu A6400 și să zic că e un plus, Uh, încă o dată, așa 400, care e camera mea de zi cu zi și care îmi place extraordinar de deci, să ne înțelegem, dar pentru vlogging o aleg pe asta. Uh, e autofocusul pe ochi la video, așa sunt 400, nu are. E ceva wow. Adică ai pus-o și ai instant, adică -ai, absolut nu pierde în low light în momentul în care uh, nu-și mai dă ea seama de ochi, face pe contrast și tot te vede. Adică, nu eu. O dacă mai bate lumina, să zic așa, știi, și nu-ți vede ochiul, se vede ochi, se văd doar ochelarii sau ceva de genul ăsta, uneori mai are și întrebări, știi, unde sunt ochii lui băiatul ăsta. Și atunci ia după contrast, dar nu te pierde. Și un lucru uh, foarte tare despre care am zis că trebuie să, să zic și speram să nu uit și uite că n-am uitat. Mergem în function aici și avem o funcție. Ah, nu știu dacă se vede. Product, show, showcase, set. Gat. Product, showcase, set. Product, showcase, set. Băie e ceva foarte, foarte tare. Uh, lucru care pe mine mă deranja la uh, A6400. Când ai funcția asta activată, dacă tu prezinți un produs, eu iau obiectivul ăsta, vorbesc cu voi, focusul pe mine și am făcut cu obiectivul așa, automat e focusul și îl ține bine pe produs. A, așa să mi poate să mă feresc să mi-a stup ochii. Uite, dacă fac așa, vedeți, nu-l face pe el. E, dacă am funcția asta activată, el detectează, da, așa să mă pe mine, dacă am funcția asta, el instant, nu știu cât se vede, vă dați seama, dar dacă eu am, uite, acum l-am întins, e focusul pe el chiar dacă îmi vede ochii, e focusul pe produs. El detectează că eu arăt un produs la cameră, ceea ce m-a încântat enorm pentru că eu chiar arăt de multe ori produse la cameră. Arăt un obiectiv, arăt o lavalieră, arăt un ceva la cameră și trebuie să, cum ziceam și mai devreme, trebuie să mă pitesc, da, să-mi pitesc ochii, pentru că dacă sunt așa, n-am degeaba a pun o camera, că e focusul pe mine. E, când am funcția activată, el înțelege că e vorba de un produs. Lucru care pentru vlogger, mai ales pentru cei care, nu știu, prezintă, habar n-am, make-up și arată ceva, produsele pentru tech și arată un, un telefon, o cameră, este o funcție super, super, super tare. Acum, trebuie să-și învățăm să o folosim puțin, pentru că dacă întinzi mâna așa la cameră, o să facă focus pe mână. El înțelege că e un produs, dar da. eu zic că nu foarte mulți vorbesc așa, <laughs> adică totuși stai oarecum la un nivel și doar când întinzi produsul, îl întinzi. Trebuie să înveți puțin să o folosești. Nu e chiar atât de sensibil încât dacă ai ridicat mâna așa, te vede, știi? dacă faci așa, da, o să facă focusul pe mână. Uite, asta nu are nicio treabă cu mâna mea cu Când vede ochii, trebuie să fac așa ca să plece focusul. E, camera asta are funcția asta. Ceea ce, din nou, mi se pare super tare, mai ales într-un live, uite cum e asta și trebuie să mă pitesc. Mi se pare foarte, foarte util. Acum, încă o dată, cine nu face vlogging și doar vorbește despre, nu-și dă seama cât de importantă e treaba asta. Uh, la Sony, pentru cei care uh, stau mai departe de cameră și zicem, nu știu, fac un o uh, uh, cameră ascunsă sau prezint ceva, mă filmează cineva și eu mă plimb pe stradă sau prin magazin, vorbesc cu alți oameni și așa mai departe. Marele avantaj este patina asta, la care are, hai ca să zic așa pe românește, are un contact electronic în ea <laughs> și comunică cu camera și cu softul și există niște lavaliere Sony ecmw 2 bt Deci asta e problema mea cu, cu Au niște nume, frate Deci trebuie să le, le N-ai cum să le Trebuie să pe site Să le prezint Asta e uh, la fel ca, o, ca un password, știi? Bine, dacă scriem Sony Wireless Microfon apare, love. știi? No. La valieră Sony Wireless apare Deci o găsim uh, Sunt niște la valiere Într-adevăr, costă 1199 de lei, dar sunt geniale. Și tot ce trebuie să faci este să o conectezi la patina asta, e foarte mică, stă sus. Celălalt, transmisătorul, îl prinzi de tricou, de bluză, de cămașă, de ce ai tu. Au, sunt geniale. Nu le-am acus să le arăt, sunt geniale. Dacă pui un microfon și de exemplu, uite, dacă pun microfonul ăsta, că vreau să stau mai departe, da, și nu mai prinde microfonul ăsta al ei, dacă îl pun pe ăsta. Problema e că trebuie să stau și cu un cablu. A atârnat. Trebuie să stau cu un cablu care deja mărește toată treaba. Patina, asta e genial. E genial. Și uh, am ținut să menționez și de la valierele astea, pentru că sunt într-adevăr foarte, foarte bune, utile pentru, pentru vlog. Asta cu bune, știi, noi o zicem românii că așa e, e bună pentru. Da, e niciodată nu-i corect termenul, e bună pentru, e potrivită pentru, că ea e bună, nu, nu, cred că a zis nimeni, hai să facem ceva prost. E bun, dar depinde pentru ce o folosești, trebuie să fie potrivită pentru. Uh... Hai să vedem dacă mai avem oameni, că tot vorbesc aici. Da, uh, uh, te întreabă cineva, uh, eventii personale, te întreabă, zi de microfoanele Sony, sunt mai bune decât uh, Rode, Wireless Go? Asta i-am zis, tocmai am zis-o. Da, la valierele astea nu, nu se compară. adică nu cum nu. Dacă folosești cu o cameră Sony, vrei la wireless, ia-ți la valiera de la Sony, crede-mă, poți să conectezi și la cu fir, dacă vrei să ții transmițătorul în buzunar, nu vrei să să se vadă pe tricou transmițătorul care e cam atât, da? Na, uneori îți atârnă, așa, știi, tricou, dacă, îl pui, dacă vrei să folosești la valieră cu fir, se poate, dar sal ceva. Sunetul plin, vocea plină, ba și tot ce trebuie, adică e altfel. E altfel și la preț cam pe acolo, adică clar mergi pe, mergi pe Sony. Avem aici pe Facebook Cotu George, salutare, salutare! Vă că ne salută, Mihai Stăncescu, salut! Uite că sunt oameni și pe Facebook. Sunt, sunt. Uh, hai să concluzionăm. Crezi că este cea mai bună cameră de vlogging? În momentul de față, e cea mai e, potrivită cameră. Este, este, ok, e cea mai potrivită, uh, dar este strict părerea ta. Că na, poate sunt alții care folosesc uh, alte dispozitive, Crezi că ar trebui să mai îmbunătățească ceva la camera asta? Ce ai vedea tu? Ce ai pune tu? E, în afară o de baterie. Dată, aia, 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 aia Da, deci, e clar. Bateria care, încă o dată, nu e atât de rea pentru vlogging, că nu filmează nimeni ca la evenimente șase ore în continuu stă cu ea așa. Filmezi, ai tras un cadru, ai lăsat-o jos, te ține toată ziua. Dacă filmezi în total o oră... 40 Full HD sau o oră și 14-15 minute 4K, da? Depinde acum ce faci, că mai ai funcția de smartphone, dacă ai wireless-ul activat sau îl oprești, dacă n-ai nevoie, mai reduci și de acolo, mai ai Bluetooth-ul pe care dacă l-ai oprit și pe ăla, mai reduci și de acolo, mai ai luminozitatea displayului, depinde cât de deși faci zoom, pentru că e motorizat și consumă și ăla, toate consumă dacă luăm așa. dar nu e o baterie atât de rea pentru camera asta cât e de mică, să nu ne înțeleagă lumea greșit să zic că domnule nu poți să filmezi cu ea nu, dacă faci vlog și ai bateria, nu ai uh, nicio problemă. Dar în afară, da. de, uh, în afară de baterie, pentru vlogging, încă o dată, vorbim strict de vlogging, nu vorbim de cinema, vlogging. evenimente nebuni. Dacă, uh, dacă te uiți la titlul, Soluții de vlogging Sony. Da, știu, da, știi cum e, că discuțiile foarte multe. Da, mulți, da, zic, da, 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 nu. Asta este o cameră strict pentru vlogging și atât. Hai să o luăm da. așa. Am discuții cu foarte mulți care fiind știți, domne, dar camera aia nu are nu știu ce se fedă, știi, păi, nu, dar nu-i trebuie. Uh, cred că aș pune, cred că aș pune, ca să-i mulțumim pe toți, e greu, dar cred că aș pune la kit un obiectiv cu, măcar cu doi 2.8. Dacă ar fi cu știi, cu 2.8 ar fi, adică ar împăca pe toată lumea, n-ar mai avea nimeni ce să mai zică, bă, am și obiectivul cu 2.8. E și, mai adică, luminos, da. Da, e complicat, că, na, e altceva, știi cum e, cu optica tratată, sticla și așa mai departe, un proces destul de cu... Adică ar și fi până, la urmă, mai scum... până la urmă, până la urmă, s-ar -ar mai ridica prețul la cameră. Exact, ar crește prețul și... Asta asta tot așa o zic ca o chestie, vezi, tot ajungem la pasiuni și la chestii din astea. O chestie care nu e necesară. E un moft. Că la vlog nu e Evident. necesar să ai blur ăsta, dar eu zic blur nu bokeh, altceva pentru că când zic toată lumea mă întreabă ce e ăla, că de multe ori se întâmplă să nu știe lumea. Eu zic blur, tată, e blurat în spate, da? <laughs> nu toată lumea are pretenția asta și nu ai neapărat nevoie, da? Dacă vrei tu să găsești ceva, să zic bă ce s-ar putea face, să zici să vină la chip 8 dar nu e necesar, e tot doar demo. <gântu> <gântu> Andrei Mănescu zic ne, că ne întreabă ce. și ce la valieră trebuie să conectăm la la Sony Wireless. Păi nu trebuie să conectăm. Păi nu, ea, deci are un transmisător micuț așa care îl pui pe cămașă și receiver care îl pui pe cameră, în, în patină, așa e tot. Dacă vrei, tu poți să pui la uh, transmisător, poți să pui și la valieră din aia cu fir și are un jack de 3,5 TRS, jack normal, și poți să pui orice lavalieră cu fir care are jack de 3,5 TRS. Poți să conectezi acolo orice lavalieră cu fir. Evident că recomandat e să-ți iei tot una ok, că poate să-ți trece sunetul super mult dacă e o lavalieră de, nu știu, ți-ai luat un set wireless de o, 1100 și ceva de lei și ții o lavalieră de 30 de lei, nu te aștepta să... <laughs> adică... <laughs> știi cum e. <laughs> Îți iei mașină bună și mergi pe <laughs> ultima, <laughs> mergi pe benzină din aia cu nisip în ea, știi? n nu poți. <laughs> ok, uh, hai să mai luăm o întrebare, după care o concluzie ca să închem despre cameră. Uh, o secundă că vreau să răspund cu Cotul Family. Când zice că se gândește serios să o achiziționeze, eu v-am zis, o să vedeți că cei care sunteți, mă urmăriți pe YouTube-ul meu, pe Facebook, pe Instagram, știți camerele mele, că vă arăt săptămână de săptămână cu ce lucrez. O să vedeți că după ce returnez, mai țin puțin semnul ăsta când e greu să-l trimit, <laughs> plus că mă întreabă cu el, după ce îl trimit o să-mi achiziționez o cameră din asta. Vorbesc foarte serios, adică nu e absolut niciun fel de reclamă. Eu iau pentru mine pentru că le are pe toate, și aia e. Mai întreabă cineva cum trebuie să fie F-ul mai mic? Păi nu trebuie să fie, depinde dacă ai numărul ăla mai mic, ai blur mai mare în spate și poți să filmezi o luminositate mai mică. Un F cu mare obiectivul ăsta de kit e foarte, foarte ok. Dacă vrei tu încă o dată ceva mai mult, da, poți să mai pui bănuți să-ți ceva cu un F mai mic, dar nu trebuie să fie. Da? La filme de multe ori folosesc F 7, 8, deci n-au nicio treabă. Depinde ce vrei. Poate nu vrei blăr în spate neapărat, sau poate nu vrei. Depinde foarte mult. Bun. Hai să trecem la ultima întrebare. Ricardo Mora, ce părere ai de Sony Alpha 3? Sincer, l-am testat din punct de vedere al vloggingului nu, depinde de ce, dar vlog. Acum, dacă faci ceva emisiune, ai un operator, te filmează cineva, se plimbă după tine, este o cameră, e un full frame super tare. dar uh, să-l faci tu, să faci tu, să dai atâția banca ca să începi la început să faci un vlog normal, nu e dedicată pentru așa ceva. Ea n-a fost făcută pentru așa ceva. E cu totul și tot o altă discuție. E foarte greu să comparăm, de asta nici n-am băgat foarte mult a 7 c cu toate că v-am spus, dacă vreți mai mult, A7C-ul, da, e ok și pentru vlogging și pentru lucruri mai avansate, pentru că e foarte mică, e ușoară, e full frame, e din punctul meu de vedere și la un preț 10.000 de lei badiu pentru ce are ea și ce oferă, este ok, e o cameră solidă, rezistentă, stabilizare pe 5 axe, e ce trebuie, baterie mai mare, <gântu -i> care venim la discuție, da? Dar nu, eu nu prea putem să le comparăm. Adică, nu, din punctul meu de vedere, nu face parte din, din discuție. E o cameră excelentă, dar dedicată pentru altceva. Uite cum uh, face Dan, da? Și cum făcea Dan. să duce să filmeze anumite lucruri, are pentru anumiți clienți, cu operatori, cu om care filmează, cu așa mai departe, dați ei altceva, știi? Dar tu când faci vlog sau faci streaming sau așa, nu-ți trebuie altceva. Chiar nu-ți trebuie. Cotul uh, Code of Family întreabă cât ar costa. Deci camera cu tot cu obiectiv e 4199 uh, de lei. Pe care, încă o dată, te o recomand uh, Cotul Family cu cea mai mare încredere. Adică, Nu știi, când recomand cumva ceva, îți asumi cumva că, vă poate să vină omul ăla să știi după aia să zică, bă, frate, am luat, știi? Îți o recomand cu cea mai mare încredere. Din moment ce mi-o iau eu și o folosesc eu, acum chiar vorbeam cu colegul de la 64 și, și zicea, puneți-o comand și puneți-o trimit pe aia ta, folosește-o pe asta, stai liniștit. Și stai liniștit că oricum o folosesc. <laughs> Am făcut toate testele din lume, credem, a trecut camera asta, asta personal, fizic, <laughs> bucata a trecut prin foarte multe teste. <laughs> Na, Am bun. Vrut să, să o forjez. Uh, Gabi, îți mulțumesc foarte mult pentru, am abilitatea de a vorbi despre această cameră. E clar că ești ca un durasel, nu te mai oprești. Adică nu știu pe ce baterii funcționezi, dar decât trebuie să-ți dea cineva, știi? Decât, hai, power on și după aia s-a terminat. Nu mai poți să te duci, să poți să faci orice pentru că nu te mai oprește nimeni scurt, scurt, scurt. Nu, nu nu pot să te las. Am întrebat cineva te dacă e ok pentru partea de foto și n-am vorbit Sigur. despre asta. Te rog. Uh, partea de foto. Pentru ce înseamnă? Vlogger, influencer, uh, poze de produs pentru Instagram, uh, Facebook, uh, zona de thumbnail pentru YouTube. E n-ai ce să cer mai mult. Dar din moment ce ai toate, iso ok, ai toate lucrurile astea, nu ți trebuie mai mult pentru zona asta. Ok, că vrei tu să faci fotografii pentru bannere din alea, să le pui pe magazinul Unirii, e altă discuție, discutăm despre altceva acolo, oricum nu te-ai băgat să faci, să iei tu un client din ăla cu camera asta, adică nu, e, e altă discuție. Dar pentru zona de influencer, digital, social, media, foto, video, nu-ți nu -ți mai trebuie nimic. Eu așa o văd și vă spun din experiență, adică atunci când ești la început de drum, tinzi să complici lucrurile, că te uiți, nu cunoști și zici, mamă, cât mă costă pe mine să-mi iau, mi-ar trebui și aia și aia, ok, sunt mișto să le ai pe toate, dar la un moment dat, v-am spus, am filmat foarte mult 4K, am filmat cu shotgun-uri din alea mari ca să se și îți dai seama că n-ai nevoie la un moment dat, îți dai seama, bă, doar cum -com -com complic situația și creezi conținut mai puțin. Pentru că mi-e greu să mă apuc să filmez un clip, pentru că trebuie să activez tot monstru din spate, știi? Așa am luat-o, am deschis-o, am filmat, salut, nu știu ce mi-am făcut treaba, imediat. Deci... Na, bun, <laughs> revenim la închiere. <laughs> ok, te rog. Mai ai ceva de spus? <laughs> uh, uh, nu, uite, mai întreabă sculptorul Paul... Uh... Regula shutter speed cu ISO pentru filmare. Shutter speed-ul trebuie să fie dublu de frame rate la filmare, așa e recomandat, și ISO cât mai mic îl crești cât ai nevoie. Dacă nu poți să pui mai multe becuri, mai multe lumină în cameră, crești ISO, dar recomandat să fie cât mai mic. Asta, pe scurt, găsești și pe canalul F64, cred și la mine pe canalul de YouTube, o grămadă de tutoriale uh, despre, uh, despre treaba asta. Din punctul meu de vedere, pentru orice vlogger, influencer, e setup-ul complet ca să zic așa. Na, dacă vrei și trepiedul ăsta, îți dai seama cât de mult o să te ajute după ce l ai. Până nu l ai, zici, mă, mă mai gândesc, totuși 900 de lei, mai văd dacă îi dau sau nu îi dau. Dacă luați, o să vedeți cât de mult vă ajută. Până atunci e greu să vă să credeți pe cineva. Da, dacă ai camera asta și ai pus orice trepied mii pe ea, ai setup-ul complet, foto, video, să faci orice înseamnă vlogging, influencing și toată zona asta. Cu alte cuvinte, cea mai potrivită cameră pentru vlogging, din punctul da. tău de vedere. În uh... momentul de față, cea mai potrivită, bună, cum vrei să-i zici. Da, uh, este această cameră despre care am vorbit aproape o oră. Uh, Scriești pe cutie. May for <laughs> vlogging, exact. Uh, ce pot să zic? Îți mulțumesc foarte mult pentru... Am abilitatea de a vorbi despre această cameră. Mulțumim celor de la F64, mulțumim Sony care uh, au făcut uh, în așa fel încât să putem vorbi despre această cameră pe uh, F64 pe Facebook cât și pe YouTube. Și nu uitați, puteți să vă abonați la Gabriel? Da? Facem o mică... Gabriel Barna, youtube.com Exact, exact, tot. exact, exact acolo, dacă vreți să aflați mai multe uh, lucruri despre uh, vlogging și nu numai. Acestea fiind spuse, aici se încheie ediția Sony Days de toamnă. Uh, V-am zis la început că o să mai urmeze încă două ediții peste două săptămâni. O să vedeți, urmăriți pagina F64 și o să vedeți despre ce este vorba. În curând, F64 împlinește frumoasa vârstă de 20 de ani. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc F64, mulțumesc Sony, vă mulțumesc pentru că ați fost în seara asta. Chiar dacă e vineri seara și o zi grea pentru live, e o zi foarte grea pentru da, live. Da. Vă mulțumim și, că ați fost aici. Exact. Mulțumim și celor care au fost alături de noi până acum și să ne vedem cu bine și la următoarele ediții. Numai bine, Gabi. V-am salutat. Mulțumesc. Seara bună, seara bună tuturor. Bună.